Ultima zi a campionatelor naționale de alergare montană de la Câmpul Moldovenesc a adus în fața numeroșilor participanți provocarea de a alerga pe distanțe mult mai scurte. Organizatorii evenimentului au fost Primăria, CSM Răul și Federația Română de Atletism. 3, 2, 1, start! Acolo, ce pluton frumos astăzi, începând cu ora 10, îi așteptăm să alege 6. Sighișoara, 10 mei, Gloria Buzău, felicitări! Nouă distanță foarte mare între cel de-al doilea alergător. Toți sportivii o să primească premii, toți sportivii o să primească la sosire ciocolată și apă, toți sportivii. Premii o să primească în bani, primii locul întâi, 300, 200, 100, tricouri, medalii, cupe, diplome. Cei care aleargă la campionatul național o să primească și o masă caldă. Avem energizant, avem recovery de la Gold, avem sponsori din localitate de aici care ne-au ajutat cu produse, cu tricouri, cu... Eu ce pot să zic? Mulțumesc tuturor care au fost implicați, care sunt alături de mine. Sinceră să fiu, nu mi-a fost foarte greu să organizez 4 campionate în 2 zile. De ce? Am spus și puțin mai devreme, pentru că oamenii m-au acceptat, mă iubesc, sunt lângă mine când vreau să organizez evenimente. Au fost suficient câteva telefoane și am rezolvat tot ceea ce vedeți aici. Sprijin al autorității publice locale, văd sprijin al Universității Ștefan cel Mare, văd sprijin al Federației Naționale de Atletism. Aveți mare dreptate. De ce? Eu mă gândesc că cei din jur au văzut că noi muncim la câmpul lung, că ne dăm interesul și mă gândesc că au pe cine ajuta. Într-adevăr, și colegii din toată România mă invidiază în ghilimele, că am susținerea Consiliului Local, a primăriei, a domnului primar, avem susținerea Universității. De ce? Pentru că doamna președinte a Asociației Județene de Atletism, doamna Elena Visitiu, este președintă și normal să ne ajute. Eu sunt vicepreședintă și chiar dacă nu eram, oricum ne ajuta. Și Direcția Județeană de Sport ne-a ajutat, Federația e cu noi, pentru că în mod normal, competițiile astea să fac solicitări către, să trimit solicitare către federație și care își dorește prin țară, deci oraș își dorește, ăla primește, dar bineînțeles că este o bătălie și asta în funcție de cum se organizează competițiile, în funcție de ce rezultate sunt. Sunt niște criterii, Consiliul Federal și cu cei din federație decid dacă merităm competițiile sau nu. Și noi suntem foarte mândri, 4 ani consecutiv organizăm campionatul național. Baza sportivă Răul, după cum știți, este una din cele mai atractive și aici mă refer că are în dotarea, în componența bazei sportive, 2 terenuri, un teren de fotbal omologat, o pistă de atletism, tribune pentru spectatori aproape 1000 și vreau să vă informez că săptămâna viitoare, terenul 2 și parte din baza sportivă va fi predat Companiei Naționale de Investiții pentru o investiție foarte importantă, când baza sportivă, alături de alte baze sportive din țară, vor intra într-o reabilitare, modernizare tip. E vorba de o bază sportivă tip 1, în care terenul al doilea de fotbal va fi mărit ca dimensiune, astfel încât să fie omologat de Federația Română de Fotbal și UEFA. O tribună care o capacitate de 500 de spectatori, cu iluminat nocturn, cu tabelă electronică și în afară de modernizarea terenului, vor fi modernizat și terenul de basket, de mini-fotbal, de tenis și, bineînțeles, tot ce înseamnă împrejmuirea acestei baze sportive. Din bugetul local am dirijat importante sume de bani pentru reabilitarea, modernizarea acelei vile de la stadion, în care vom avea aproape 20 de camere, fiecare cameră cu
baia separată, astfel încât să putem găzdui atât un campionat sau un cantonament al atletismului românesc la Câmpul Lung și, bineînțeles, și poate să vină în cantonament și echipe de fotbal, pentru că la Câmpul Lung moldovenesc și clima este propice pentru desfășurarea acestor cantonamente și etape, cum se vede și astăzi, naționale de atletism. Deci am speranțe mari în ceea ce privește sportul de masă, pentru că aici vreau să angrenez și copiii din toate cele toate unitățile de învățământ, dar nu numai din Câmpul Lung, și din comunele alăturate municipalității, astfel încât sportul este deja o promovare extraordinar de bună a comunității prin desfășurarea acestor ediții de atletism. Da, astăzi și mâine la Câmpul Lung moldovenesc vor fi etapele Național de Atletism, atât Cupa Rarău, cât Cupa Bucovinei. Deci o alergare montană de lungă și scurtă distanță. Vreau, în primul rând, să-i mulțumesc domnului președinte Florin Florea că este astăzi la Câmpul Lung moldovenesc și asta mă face să investesc mult mai mult în tot ce înseamnă sportul de masă și sport la nivel național și internațional. Bineînțeles că fără aportul și munca directoarei profesor-antrenor Elena Țâmpău, adică rezultatele nu ar fi fost atât de bune. Avem atlete care au câștigat deja la juniori mă refer, atât în țară cât și în afara țării, astfel încât pepiniera de copii pe care doamna antrenor deja și-o format-o o să dea peste un an, doi, trei, poate și campioni mondiali. De bronz, împreună cu doamna Erzilia Țâmpău și domnul Minel Nicolae Curta, Irinei Alice Bordeanu, născută în 2001 la CS Jalău Piatra Neamț și LPS Piatra Neamț, a alergat în 39 de minute și 3 secunde și 27 de sutim, felicitări! Dar vine a venit mai repede sora ei, Noemi Bordeanu, care primește medalia de argint, vicecampioană și aia de la CS Jalău Piatra Neamț, a cucerit Piatra Neamțul acest campionat la junior LPS Piatra Neamț, 38 de minute, 47 de secunde. Incredibil! Și campioana națională la junior 1, la campionatul național de alergare montană distanță scurtă, este Laura Marina Corhana! CS Jalău Piatra Neamț cucerește munții, cucerește Bucovina și obține medalia de aur, felicitări! Și se califică și pentru Balcaniada de la Poiana Brașov, împreună cu cele trei, și să nu o uităm pe Mădălina Elena Sârbu de la CSM Suceava și CSM Rarău, Câmpul Lung moldovenesc. Și dăm medaliile de bronz echipei LPS Botoșani! Felicitări pentru lor, pentru că ați obținut medalii, felicitări! Competiția a fost între 5 echipe, din 5 echipe au reușit să câștige. Dăm medaliile de argint fetelor de la, fetelor de aici, și vreau atmosferă incredibilă fetelor de la CSM Rarăul Câmpul Lung moldovenesc! Antrenate de doamna Erzilia Țâmpău, cea care și organizează Cupa Rarău, Cupa Bucovina, organizează în continuare, este o antrenoare incredibilă, este ca o a doua mamă pentru fete, pentru că așa mi-au spus, citez din ce mi-au spus ele, și reușește să facă competițiile astea, să arate într-un fel. Și campioanele la categoria echipe,
campioane naționale la această alergare sunt cele, fetele de la CSG Hlău Piatra Neamț. Primesc medaliile de aur. Vă rog frumos să le aplaudați, să fim fair play și să le aplaudăm și pe ele. Gheorghe Rus de la ACS Athletic Club Bistrița și CS Gloria 20. 31 de minute, 45 de secunde, 30 de sutini. Un timp foarte bun. Ne aducem cu medalia de argint la cel legitimat la CSS Rădăuz și CSM Torna Vatra Tormei, Andrei Ignatiuc. Bravo! Andrei a alergat și ieri. Și medalia de aur și campion național la acest campionat național de alergare montană distanță scurtă este Marius Valentin Popa! CSS Sighișoara și legitimași la CSM Gloria Buzău. Se duc la cei patru alergători de la LPS Botoșani. The Black Runners. Ar trebui să vă redați un nume mai așa. The Black Runners. Termină în continuare alergătorii, felicitări. Ducem medaliile de argint la cei patru alergători de la SCM Gloria Buzău. Bravo, băieți! Și cei patru campioni care reușesc să-și aducă echipa pe prima treaptă a podiumului să câștige medaliile de aur sunt cei de la CSM Torna! Ignatiu Andrei, Pop Iulian, Iluca Valentin Sorin și Moroșan Mihai Alexandru, felicitări! Cele patru campioni, campion național pe echipe, Mădălina Sârbu, Bianca Catrinari, Georgiana Găteș, Anca Ivorciuc, Răzvan Mălina, Laurențiu Țâmpău, Antonia Bodnariuc, Cosmin Nisioiu, Sebastian Șesan, Maria Lungu, Mignea Bersan, Emilian Lucan, Darius Cehreni, Georgiana Puiu, Sabrina Ivorciuc, Iris Macovei, Robert Lavric, Sebastian Lavric, Delia Chiriță, Ana Maria Cârstiuc, Eliza Chiriac, Tudor Chiriac, Daria Cehreni, Carlo Piticaru și Ivorciuc Veronica.